Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea, la o nouă întâlnire aici la Agro TV, la Portret de Fermier. Suntem împreună cu domnul Lucian Chelaru, inginer la Panifcom. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine ați venit. Domnul inginer, despre societatea dumneavoastră se cunoaște faptul că e una dintre cele mai performante la nivel național, dar pentru cei care probabil încă n-au descoperit-o, aș vrea să facem așa o scurtă trecere în revistă vis-a-vis de genetică, vis-a-vis de efectivul de animale, vis-a-vis de productivitate și de ceea ce ține pentru ca o fermă să funcționeze în parametrii economici pe care orice administrator, orice patron și le dorește. Ferma Panifcom, cu o istorie relativ scurtă, înființată undeva în jurul anului 2008, am început în prima fază cu rase mixte, bălțată brună. La un moment dat au trebuit să facem un audit complet cu un consultant american și ne-am dat seama că eram pe un drum greșit. Ne-a recomandat, dacă vrem lapte, e nevoie de Holstein. Și atunci am schimbat complet strategia, aducând în fermă doar animale din Holstein. Au fost niște importuri de animale din Germania, Olanda și Austria de foarte bună calitate. Și bineînțeles, continuare cu material seminal de cea mai înaltă calitate, de la Tauri, din primii 10 ai lumii, în tot timpul am încercat să aducem cei mai buni tauri din lume în fermă și să facem un efectiv foarte performant, un efectiv care în momentul de față realizăm cu el producții de 47-48 de litri medie pe fermă, vaci foarte performante care ajung foarte ușor la 80 de litri, 80-90 de litri și care au și longevitate, au continuitate în fermă. Avem animale de 6-7-8 lactații, animale care depășesc 100.000 de litri pe viață productivă și într-adevăr și noi facem foarte multe pentru ele legat de confort, de, dacă vedeți, avem un graj complet automatizat, controlat, cu ventilație, cu șete, cu odihnă foarte bună, furaje de calitate și cu toate acestea, bineînțeles că reușim să facem performanțe. Asta vreau să vă întreb, pentru că fiecare crescător își dorește să aibă animale cât mai performante, animale cât mai bune pentru propria fermă, dar ca să ajungi la astfel de parametri, la astfel de indicatori, e clar că trebuie să fii atent atât la genetică, cât și la ceilalți factori externi. Fiecare detaliu înțeleg că e tratat foarte serios și cu foarte multă responsabilitate. Da, într-adevăr, ca să poți să reușești să atingi toți acești factori, ai nevoie de echipă, ai nevoie de un management, de planificări, de strategii, ai nevoie de investiții mari, atât în adăposturi, în genetică, în utilaje pentru a face un furaj de calitate și bineînțeles că ai nevoie să ai toate aceste costuri și toți acești parametri sub control. Da? Printr-un management de calitate reușești să atingi toți acești factori. Da, noi vorbim și despre genetică pentru că eu spun că e foarte, foarte importantă, dacă nu chiar cea mai importantă, ca și necunoscător, ca neprofesionist, vă dați seama că le pot aprecia ochiometric, lucru care e clar că poate de multe ori te înșală sau te duce în eroare, dar dumneavoastră ca și inginer, ca și profesionist, aveți toate datele, pentru că nu întâmplător aveți acest tabel în mână, pe care îl urmăriți cu regularitate și tot ceea ce se întâmplă aici în ferma dumneavoastră este atent monitorizat și parametrii sunt foarte bine reglați, echilibrați acolo unde există mici disfuncționalități. Da, bineînțeles, dacă tot ne-a referit la acest tabel, aici avem un print screen a primilor 20 de animale
testate genomic din fermă. Ele se încadrează undeva la un, la niște rezultate de la, plecăm de la 900 net merit și ajungem la 1202 net merit, cea mai valoroasă vițică din fermă, dar clar, ca să ajungi la aceste rezultate, trebuie să ai un plan foarte bine pus la punct, trebuie să ai o strategie, să pleci de la un punct zero și să îți dorești să ajungi cât mai sus. Lucrurile astea se fac treptat. În primul rând, când faci o achiziție de genetică, trebuie să-ți dorești foarte mult să aduci animale de foarte bună calitate, să ai acces la date la aceste animale, să vezi linii genetice, să vezi producțiile mamelor și să investești, că genetica de calitate, într-adevăr, nu este ieftină, dar rezultatele ulterior se văd în fermă. Aduc plus bani care îi recuperez fără doar și poate. Apoi, următorul pas ar fi testarea genomică. Să vezi, am adus genetică de calitate, vin cu material seminal de foarte bună calitate și în momentul în care încep să testez fiicele din acești tauri foarte valoroși, vezi, am făcut bine, n-am făcut bine, unde mă aflu, ce pot să fac mai bine. E clar că întotdeauna trebuie să fii atent la acești parametri. Anul trecut când ne-am întâlnit, am văzut la dumneavoastră de asemenea animale care concurau în primele din Europa. Înțeleg că între timp au mai urcat în acest clasament și aveți animale care sunt în primele 8-10 la nivel european. Da, da, dacă luăm topul european al celor mai bune vițele, am trecut discutam despre o vițică care depășise pragul de 1000 net merit, indicatorul care aduce profit pe fermă. Vorbim de net merit, vorbim de animale care aduc plus valoare în fermă. Aveam prima vițică la 1000 net merit și era undeva în jur de locul 30 în Europa. Acum, având o vițică de 1200 net merit, deja ea se clasează pe locul 8 în cele mai bune animale din Europa. Vorbim de animale donatoare de embrion, animale, în general, proprietatea a unor firme de material seminal. O astfel de vițică în Europa este apreciată și financiar foarte bine. Practic, costă foarte mult. Cred că vorbim de ordinul zecilor de mii de euro. Da, probabil așa, undeva în jur la câteva zeci de mii de euro se vinde un animal de așa valoare. În România încă? În România nu este interes. O să încercăm noi să facem ceva pe parte de transfer de embrion, pe parte de... să încercăm să le mulțim astfel de animale, să avem cât mai multe în fermă. Din punct de vedere al geneticii, care este obiectivul dumneavoastră aici la Panifcom? Obiectivul nostru deja se îndreaptă spre spre cele mai înalte performanțe, adică dacă în momentul de față avem fiice în fermă din primii trei tauri din lume, avem fiice ale taurului Kepton, avem fiice ale taurului Duffy, deci locul 1 și locul 3 în lume. Clar, noi tot timpul încercăm să aducem cea mai bună genetică din lume, că nu poți să vii peste animale de asemenea valoare cu tauri care ar trage în jos acest nivel. Tot timpul facem constante testări genomice și acum avem trimis un lot de 60 de probe. O să avem niște rezultate, probabil într-o săptămână, două săptămâni și sigur o să fie animale care o să depășească rezultatele care le avem în acest moment. La producția de lapte, cred că ar fi interesant să ne oprim, pentru că, de asemenea, am văzut până să începem această emisiune câteva date, câteva cifre, care cred eu că sunt mai mult decât grăitoare. Sunt, practic, rezultatul muncii și geneticii de aici, de la dumneavoastră. Da, în momentul de față suntem undeva între 47 și 48 de litri pe cap. Astăzi, la zi, suntem la 47,7 litri pe 800 de vaci la mulți.
Media pe fermă, la 305 zile, avem 14.419 pe toate vacile și dacă ne uităm doar pe primii pari, pe prima lactație, sunt aproape 13.000 de litri, 12.946. Ele au făcut un salt, de fapt, fac salt în fiecare an. Deci vin generații din ce în ce mai bune, din ce în ce mai bune. Dacă acum 2 ani eram cu ele pe la 12.500, au crescut 12.700, acum suntem aproape de 13.000 de litri. Și probabil că urcă în continuare pentru că vin animale foarte valoroase, din tauri foarte valoroși, avem acces la material sexat din cei mai buni tauri din lume. Într-adevăr, sunt niște costuri, plătim pentru aceste paiete, nu sunt ieftine, dar nu putem să ne oprim nici ce am început. Da, probabil că viitorul pentru fermele performante constă în ceea ce ați menționat dumneavoastră mai devreme și cine dorește să obțină într-adevăr performanță, e clar că trebuie să investească în genetică. Aș vrea să ne apropiem un pic de aceste animale, de aceste exemplare, pentru că ele arată ca la carte, dacă e să mă întrebați pe mine, dar cred că cel mai bine ar fi să ni le descrieți dumneavoastră un pic și să ne și explicați celor mai puțin pricepuți de ce astfel de animale se situează la nivel european în primele locuri. Da, am pregătit aici un grup de 8 animale. Am adus două cele mai productive vaci la momentul de față din fermă. O să vi le prezint acum. Sunt două vaci care, dacă până acum, până în momentul de față, animalele la noi ajungeau la 100.000 de litri în 6-7 lactații. Acum avem aici două vaci care or să depășească 100.000 de litri în maxim 5 lactații. Cea albă de aici probabil că se apropie acum în a patra lactație de 100.000 de litri produși în viață productivă. Da, este o vacă care face lactații de 25-30.000 de litri pe an. Deja este gestantă cu un taur cu material sexat la prima însămânțare, unul din cei mai valoroși tauri din lume. Uitați ce animal, ce uger, da, la vacă de 80 de litri pe zi, la fel și cea neagră, astea două vaci sunt vaci la 80-85 de litri de lapte pe zi. De asemenea, am pregătit două animale care au depășit 100.000 de litri în viață productivă. Sunt amândouă în a șasta lactație, asta de aici și aia din spate. Sunt vaci care sunt la 105.000-106.000. În continuare merg în producție înainte fără probleme, nu sunt animale epuizate, sunt animale care rămân în continuare gestante și animale care n-au probleme fizice, sunt în grupe, nu sunt ținuți separat, adică nu au nimic special. Animale foarte bune, foarte performante. Și, nu în ultimul rând, cele patru animale negre, mai tinere, da, sunt fiice ale taurului Panif Mont. Taur care a plecat din fermă în centru din Ungaria, în centru de testare și de recoltare a materialului seminal. Noi am produs paiete care s-au distribuit prin asociație gratis la toți fermierii. Și deja le vedem astea negre aici. Sunt animale de 60-65 de litri la a doua fătare. Și cea mai valoroasă este o vacă aici la prima fătare, care are 55 de litri pe zi. Prima fătare. Prima fătare la 55 de litri. Sunt toate fiicele taurului Panif Mont. De asemenea, mai de-a lungul timpului ne-am dus 8 tăurași, au ajuns în Ungaria, în centrul de testare și s-au recoltat paiete care noi le aducem și le distribuim fermierilor Holstein-Roh. Vorbeam despre România până mai acum ceva timp ca o țară net importatoare. Cred că prin ceea ce faceți dumneavoastră aici putem vorbi și despre
export în cazul materialului genetic. Da, după cum spunea și directorul asociației în zilele din urmă, dacă Ungaria exportă în jur de 30.000 de junici gestante anual, noi la nivel de țară suntem undeva la 300-400 de junici exportate anul trecut. Și astea făcute de câteva ferme. Din ce știu eu, sunt 3 ferme care au exportat anul trecut junici în afara țării. Și cred că este o oportunitate să putem dezvolta această parte, această ramură de a aduce valută în țară. Avem animale de calitate, avem animale care au căutare în acest moment. Sunt foarte multe ferme și din țară și din străinătate care își prezintă interesul pentru animalele din ferma noastră. Și nu avem noi animale suficiente. Cred că dacă aveam acum disponibile 500 de junici gestante, le vindeam în secunda 2. Dar cum putem să dezvoltăm? Că și această parte ar trebui dezvoltată, susținută. Că nu e ușor să faci junici și multe și de calitate. Ai nevoie de condiții bune de întreținere, furaje de calitate și, bineînțeles, de material seminal sexat. Da, ca să creștem foarte rapid efectivul de femeile din fermă, trebuie să vii cu foarte multe material seminal sexat, material seminal sexat de calitate, care, bineînțeles, că nu e ieftin. Și să vedem aici dacă putem să facem ceva să ajutăm să dezvoltăm această ramură. Aici, da, ar trebui statul poate să se implice mai mult și să sprijine performanța. Pentru că numai prin performanță putem evolua în sectorul ăsta. Dacă mergem numai pe numărul de animale și numai pe capete, atunci e clar că performanța o lăsăm deoparte. Da, dacă mergem pe animale multe în ferm, dar nu ținem cont de performanță de calitate, nu o să fie interes niciodată pentru export. Da? Ca să fie interes pentru export, trebuie să ai animale, dar trebuie să ai animale de calitate, de valoare genetică. Da? Și această valoare genetică vine din material seminal de foarte bună calitate, care este și foarte scump. Spuneați dumneavoastră că vremea de astăzi este propice pentru văcuțe, pentru producția de lapte. Practic fiecare astfel de detaliu e atent monitorizat. Îmi spuneați că nu există nici umiditate ridicată, nici alți factori, iar bunăstarea lor e la cote cât mai înalte. Da, vaca Holstein se simte foarte bine la temperaturi de sub 18 grade. Asta este o vreme prielnică pentru produs lapte. Este răcoare, aerul este uscat, nu este umezeală, animalele se simt foarte bine și sunt foarte relaxate. Au toate condițiile de cazare, de întreținere, furaje de calitate. Apropo de furaje, vreau să-mi spuneți ce mănâncă ele, ce au la masă în momentul ăsta. Este o rație complexă, un furaj unic, alcătuit din, în mare parte din silos de porumb, silos de lucernă și, bineînțeles, venim cu parte de concentrate, reprezentante de șroturi, borho de bere și fân de cea mai bună calitate. Presupun că alimentația e făcută de nutriționist. Este o rețetă foarte bine echilibrată de nutriționist, analize la furaje și diferă de la categoria de animale, da, la viței, la diferă, mame de taur, la în funcție de producție, de lactație și așa mai departe. Da, în funcție de producție, de stări fiziologice, bineînțeles, este o rație de pentru vacile cele mai performante. Aici avem un grup de vaci de 60 de litri. Este o rație echilibrată pentru această producție. Avem rații făcute pentru primipare, rații făcute pentru vaci în repaus mamar și, bineînțeles, tinereți și junici gestante. Toate sunt echilibrate pentru nevoile și
pentru producțiile care sunt pe acele grupe. Vreau să-mi spuneți, acum când ne apropiem de finalul emisiunii, care sunt mediile la dumneavoastră pe fermă, dacă tot am discutat despre performanță, despre genetică, despre alimentație, despre toate detaliile care nu fac altceva decât să crească această performanță, inclusiv locul ăsta în care noi ne aflăm în momentul de față, e un graj de modern, cu ventilație, cu absolut toate condițiile încât volumul de aer să fie mai mult decât bun. Da, medii, vorbim de animale cele mai performante, avem o grupă de peste 60 de litri, unde sunt toate animale peste 60 de litri din fermă. Dacă vorbim de primipare, ele sunt undeva în jur de 45 de litri, doar vaci la prima lactație și singura grupă de undeva la 75-80 de animale care sunt animale gestante spre înțărcare, acolo producția coboară undeva la 35 de litri. Sunt animale care cumva noi le și facem o rețetă prin care ele se coboare un picuț la lapte ca să putem să le înțărcăm. Da, practic sunt lucruri pe care le controlați, aveți mulți oameni implicați pe toate structurile, inclusiv aici am văzut un pic mai devreme îngrijitori atenți de fiecare dată la bunăstarea acestor animale, pentru că altfel nu puteți ține pasul cu vremurile și cu societatea actuală în care în România, din păcate, pătrunde foarte mult lapte, nu neapărat de calitate, din diferite țări, dar face o concurență acerbă producătorilor interni, iar în felul ăsta dumneavoastră sunteți nevoiți să ridicați de fiecare dată ștacheta. Corect. Domnul Chelaru, mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați împărtășit cu mine, dar în primul rând cu telespectatorii AgroTV, câteva dintre performanțele pe care le faceți. E foarte multă muncă depusă aici la dumneavoastră în fermă, o muncă pe care o vedem cu toții, iar cifrele, datele pe care ni le-ați prezentat nu fac altceva decât să reflecte investițiile făcute și tot efortul ăsta pe care îl depuneți 24 din 24. Mulțumesc mult de tot, s-auzim de bine, sănătate multă! Sănătate!